Salut, prietenii! Bine v-am regăsit la un nou episod de seria cu Rapidulețul. O serie Road to Glory care începe să devină din ce în ce mai interesantă. Avem astăzi un episod foarte important pentru că suntem într-o perioadă foarte proastă. Traversăm o lună neagră pentru noi. Am avut trei înfrângeri, un egal și doar o singură victorie în această lună. Vom termina această lună cu un meci în Champions League. Meciul 2 din grupa de Champions League, întâlnim Man City în Giulești. După avem tot în Giulești cu CFR Cluj în Liga 1 de data asta și terminăm în deplasarea acest episod la Mioveni. Episodul trecut a fost unul dezastruos, 1-1 cu Chindia, 3-1 în cupă cu Dinamo și am pierdut 5-2 la Mediaș. Așadar, avem meciuri pe care trebuie să le uităm, trebuie să trecem peste. Trebuie să ne revenim pentru că de acum încolo, dacă nu ne revenim, putem suferi foarte mult în acest sezon. Avem nevoie de un rezultat pozitiv în acest meci cu City pentru a spera la calificare. Deși l-am început dezastruos această grupă de Champions League, pentru că suntem în grupele Champions League, da? Am pierdut primul meci 0-5 la Gladbach. Cred eu că ne putem reveni, cred eu că putem să obținem rezultate importante în continuare în această grupă, dar trebuie să rezolvăm în primul rând problemele din defensivă, pentru că acolo au fost problemele noastre în acest sezon. Avem probleme foarte mari, primim goluri foarte multe, ce drept nici atacul parcă nu mai funcționează la cote maxime și s-a văzut acest lucru. Trebuie să ne revenim și când îți poți reveni, dacă nu după un meci cu City și cu CFR Cluj. Sunt două meciuri la un interval foarte scurt, dar dacă le vom câștiga, ne vom reveni. Revenim clar în lupta pentru calificare mai departe în primăvara europeană, fie ea Champions League sau Europa League. Putem să revenim și în Liga 1 acolo pe prima poziție, pentru că în acest moment suntem foarte, foarte jos. Asta a fost în Champions League, pentru prima dată în acest sezon în grupele Champions League, pentru că l-am auzit și în preliminarii, însă atunci eu eram la masa bogaților. Acum suntem la masa bogaților și primim vizita lui Pep Guardiola în Giulești. Trebuie să-l primim trebuie să-l primim cum trebuie pe Pep și să plece învins din Giulești. Trebuie să simt pe propria piele atmosfera incendiară din Giulești și sper să plece învins. Pare că deja a făcut un transfer foarte, foarte interesant. Trece Mahrez aici, Mahrez pentru Isak. Isak blocat și cu Foden. Reușim să blocăm. Să nu ieșim din defensivă. Grealish scoate bazonul. Deja minutul 6 și deja două ocazii mari pentru Man City. E bine că ne scoate Vazunul, reușește aici să respingă. Da, un transfer foarte interesant făcut de Pep. Alexander Isak, atacantul de la Real Sociedad. Rashad joacă aici pentru Ricky, atent, Kyle Walker blochează acolo. Hai, Bobocat. Joci cu Boboc în fața lui Grilly și pe bune. Încercăm să ne apărăm cu Boboc în fața lui Grilly și va fi aproape imposibil. Phil Foden. Excelent, Bane recuperează, să sare mingea la Grealish și mai departe. Isak pentru De Bruyne, scoate gazul. Două ocazii deja pentru Man City, scoate bazunul de două ori. Dar așa, excelent, recuperează aici. De Noia. Pleacă Ricky aici, în adâncime.
și îl găsește de neori cu această pasă. Ricky accelerează, și intervenția de Kyle Walker aici. Direct pe linie, nici vorba de fault aici. Phil Foden pentru Isaac, scoate la margine Isaac pentru Mahrez. Mahrez. Întoarce Mahrez pentru Kyle Walker. Rodri. Joc aici pentru Isaac, mai departe pentru Foden, a fost offside. Te salvați aici de este bilet. A ieșit bine defensiva de data asta. Cât de ușor, cât de ușor. Bine, când ai asemenea calitate acolo în atac, cum să nu fie ușor. Se toarce Ricky aici și accelerează. Ricky pentru Rareș. Rareș! Ilie! Nu e Crepulia! Crepulia marcată pentru 1-0. Sincer, mă așteptam ca Rareș și Ilie să fie acolo la finalizare. Însă Crepulia vine din linia a doua și deschidem scorul cu City. Avem noroc că la primele două faze, cei drept, scoate Vazonul. Noi reușim să deschidem scorul aici la primul atac. Crede bine, așează Ricky pasa asta pentru Crepulia. Iar Crepulia cu stângul prinde colțul în aici. Nici o șansă pentru Ederson. 1-0 în Giulești pentru Rapid cu Man City. La primul atac al nostru reușim să deschidem scorul. Mahrez. Accelerează Mahrez. Pentru Areș și Lie însă rămâne mingea la Mahrez. Până la urmă recuperă Areș. Joacă pentru Crepuri. Trebuia să aștept aici un pic. Nu reușește Ricky să ia fața și este depășit destul de ușor acolo de Kyle Walker. Isaac iese la margine. Isaac. Centrează aici, respinge Bay. Ce preluare bună are Mahrez aici. De Bruyne, excelent pe Bane din nou. Din nou blochează însă Walker acolo pe Rareș. Între centru aici, Kyle Walker. De Bruyne! Ce a încercat aici De Bruyne. Ce preluare și ce finalizare. Jucător de talie mondială. Mahrez. Trece Mahrez aici, centrează Mahrez, însă de nou blochează. Recuperează City destul de ușor Mahrez. Excelent ghiț. Are reștat. Scoate Rareș la margine pentru Ricky. Albu, mai departe pentru Rashad. Suntem singuri. Hai Rashad, tata. Rashad. Rashad! 2-0 pe contraatac! Ce înseamnă să ai viteză în atac? Nu-mi vine să cred, avem 2-0 minutul 30 cu City. După ce iei 5 de la Gladbach, să ai 2-0 cu City e... E ireal ce se întâmplă la meci ăsta. E ireal, ce bine se descurcă aici Rashad. Ce bine finalizează în colțul lor. Da. Exact ce am spus la început, nu poate fi un moment mai important decât acesta în care ne aflăm acum. Putem întoarce absolut total acest sezon. Cu două victorii în primele două meciuri putem să ridicăm din nou ștacheta și să arătăm că suntem campioana României în acest moment. Deocamdată am stat bine în defensivă, ne-a ajutat și Bazunu cu două intervenții bune. Și să mult și nu suntem atenți în defensivă. Isaac, tot aici pentru Rodri. Excelent Albu, însă sare mingea la Kyle Walker. Schimbă partea pentru Joe Cancelo. Cancelo pentru... Haide! Nu pot să cred, Băi, Bane, bă, s-a deschis parașuta în spatele tău, nu pot să cred așa ceva. Hai, trece ca în curtea școlii Mahrez aici. A lăsat mingea să curgă o bătă. Și Bane doar. Te-am pus și căpitat. Pe bune. A păcat că primi golul ăsta înainte de pauză.
Era un scor perfect pentru prima repriză, să ai 2-0 la pauză cu City pe terenul propriu. Era absolut perfect. Vine Ricky aici și privește, se întoarce Ricky. Ricky! Ricky Gidos! Nu știu ce s-a întâmplat acolo cu defensiva, dar rămâne mingea la Ricky și face 3-1. Profităm de bâlbele din defensiva celor de la City și marcăm de 3 ori. E incredibil repriză în Giulești. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Ruben Dias. Nu știu ce s-a întâmplat, dar o iau cu ambele mâini. Mai ales când joci cu City, nu contează cum marchezi, important e să marchezi. Iar noi am făcut-o în această primă repriză. Am arătat superb pe plan ofensiv. Isak întoarce aici pentru Grealish, Zoboc în duel aici cu Grealish, centrare în fața porții, Isak! E foarte greu de explicat aici. Cum poți să primești gol atât de ușor? Aici exact, practic, din preluarea asta se scoate, practic, să finalizare. Sincer, nu mă așteptam să dea din întoarcere aici. Bazunule, mă. Și primim gol la ultima fază. Două defensive penibile în acest meci. Se marchează deja 5 goluri în Giulești în prima repriză. Păcat că nu reușim să menținem avantajul ăla. Ar fi fost senzație să avem avantaj de 2 goluri în pauză. De 2 ori dăm cu piciorul pentru acest avantaj. Acolo Grealish îl depășește pe Boboc destul de simplu și restul este acancat. Doamne, numai la el rămâne, a băgat piciorul de 3 ori, tot la el a rămas. Noi acolo, hai bazunule! Hai sus, care e treaba, hai sus, deluțe de mării! Sefer! Poate la margine aici pentru de noi. Ce gaf am pasat direct la De Bruyne. Mahrez primește în bandă. Închidem pe Mahrez aici, însă găsește pasa asta pentru De Bruyne. Isak! Fii de aici, Bale, excelent. Albu găsește pasa asta pentru Rashad. Calmează un pic Rashad, aduce pe Demeyer în joc. Rare și lie pentru Ricky, excelent la port. Isak pentru Rodri, din nou Isak cu Rodri, Phil Foden. Spate la margine pentru Grealish, Isak. De Bruyne. Pentru Mahrez, din nou De Bruyne. Spate aici la margine pentru Kyle Walker blochează, ghiță, sare mingea tot la ei. Nu-i acolo, Albule. Hai băi, Albule, bă! Da, tot a ei, bă, nu pot să cred, bași piciorul, sare tot la ei. Scoate bazonul acest șut. Reușim să recuperăm. Hai să fie repetat. Primește Boboc. Alb. Crepulia pentru Ricky. Cerează Ricky. Nu găsim aici culorul. Rareș. Blocat aici Rashad. Ce pasă bună pentru de noi. Atent, Boboc, da. Chide Boboc, excelent aici la Grealish.
A avut loc, bună preluarea. Ha, cât am ținut de minge, Argule, și dai direct la adversar. Dai direct la adversar, incredibil. Jesus pentru De Bruyne, ai poate Gabriel Jesus în locul lui Isaac, în atac. O, e spațiu mare aici, spațiu mare aici, în... Oh, e offside mare, offside mare la Bernardo Silva. Nu poate Bobo că îl băgăm pe Bogard de acolo. Hai să ne calmăm un pic, hai să nu mai facem, să nu mai facem frogafă. Numește Sefer, urcă Bogard în dreapta, însă Sefer pasează greșit direct la Joao Cancelo. Gabriel. Gabriel Jesus se scoate aici la margine pentru Marez. Atent, atent, atent. Excelent din nou. Și și Gabriel pentru Gabriel Jesus. Ce, ce cafe simplu face. Bine reșat. Sefer. Bine Bogard la avăzire. Face Bogard pentru Sefer. Albu. Vește Ricky. Ruben Dias să stă bine în la pastă. Gabriel Jesus. Spate la margine, Jesus pentru Grealish. O nouă superioritate aici în doamna dreaptă, Joao Cancelo. Ține de minge Cancelo. Găsește pasa asta pentru Grealish! Oh, ce noroc avem aici! Ce noroc avem aici! Finalizează De Bruyne cu latul, cu stângul și bazonul reușește să rețină. Sefer. Găsește Ricky. Ei, prietene, dă-ne fault. Ține bine de minge Ricky aici. Nu prea avem pe unde să atacăm. Întoarcem. Crepuri. Scoate la margine pentru Rares. Vine să ajute De Neuer. Greșește De Neuer aici. S-a terminat, prietene, fluieră. Ce victorie importantă. Ce victorie importantă obținem. 3 la 2 cum am țipi în Jurești. Ce meci, ce meci. E incredibil. O primă repriză în care s-au marcat 5 goluri. Mă gândeam că se va marca, cel puțin 2-3 goluri de repriză. Nu s-a mai marcat niciunul de repriză. Și reușim să scoate primele 3 puncte în grupa de Champions League. Ce victorie, victorie imensă. Pep Guardiola pleacă învins de pe Giurești. Ce meci, ce meci reușit. Da, dominație totală de City, dar nu contează acest lucru. Luăm cele 3 puncte cu ambele mâini. Dincolo, Napoli se impune cu Gladbach și se aglomerează aglomerează lupta pentru primul loc acolo, da, pentru că în acest moment Napoli trece pe primul loc cu 4 puncte, noi avem 3, la fel și Gladbach, iar City rămâne cu un singur punct după primele două etape. Da, va fi o grupă foarte, foarte dificilă, va fi o grupă din care, dacă vom reuși să ieșim, va fi o performanță extraordinară. Avem niște copii la academie, dar na, nu e ce trebuie. Oh, ce tare! Avem pe Boboc și Sefer la Naționala României, iar Bazunu merge la Naționala Irlandei. Se îndreaptă, Mirela Rădoi își îndreaptă ochii spre echipa noastră. Trebuie să facem ceva schimbări la meciul ăsta, din păcate suntem obosiți și trebuie să apelăm la rezerve. Îl vom aduce pe Justin aici, titular. Da, îl aducem și pe Guindo în bandă. Crepuli a obosit și el, poate intra Baker. Și cam atât. Vreau să-l văd pe Bogarde, ia să-l vedem în defensivă Bogarde. Sincer, sunt foarte nemulțumit de cum a arătat Bale până acum.
foarte multe gafe, foarte multe greșeli, depășit destul de ușor. Hai să vedem, poate Bogar de stă mai bine defensiv, mai ales că e un meci important acesta, meci cu CFR Cluj, care în acest moment este deasupra noastră. Și da, trebuie să obținem cele 3 puncte pentru a egala CFR-ul la puncte. O contracandidată noastră, clar. De Beliu, 4 goluri în ultimele 3 meciuri. Un atacant foarte bun, Gabriel de Beliu. Dar jucăm în Giulești. Din păcate, vremea nu este foarte bună. Plouă în Giulești. Sper să nu încurce pe noi acest lucru. Sper să obținem cele 3 puncte și să fie recuperarea completă, pentru că în acest moment cam asta ne recomanda medicul. Ne recomanda 2 victorii și revenea la a putea fi complet. Bogarde, au ceva emoție aici, însă iese bine până la urmă. Bogarde primește Sefer, primește Justin la margine. Uite, tocat aici de Ștefan, recuperează Rareș, Ricky J. Jones deschide scorul. Ce gafă face aici portarul CFR-ului, pasează direct la Rareș Ilie. Rareș trimite fața porții și Ricky J. Jones la casă. Începem perfect acest meci. Cred că e primul atac, da? La primul atac reușim să marcăm. Gafă mare aici a portarului. A vrut să joace rapid, atent Rareș și interceptează și trimite un asist acolo pentru Ricky. Minutul 6, da? Deschidem scorul cu CFR. Excelent, Rashad se luptă aici și reușește să recupereze. Albu din prima pentru Rashad. Găsește Rashad pasa asta pentru Ricky, care face 2-0. 2-0 în minutul 10. Nu mă așteptam să fie atât de simplu, dar ne facem meciul extrem de simplu. Două atacuri, două goluri și împachetăm acest meci. Ce bine se descurcă aici Rashad, ce pasă trimite pentru Ricky. Și Ricky găsește din nou plasa CFR-ului. Ce bine șutează aici Ricky la colțul lung, nici o șansă pentru portar. Minutul 10, 2-0. Începem perfect acest meci. Deac, joc aici pentru Rodriguez. Și putem să ne calmăm acum, pentru că suntem într-o formă bună. Și nu cred eu că CFR-ul poate reveni în joc. Cred eu că vom mai marca noi. Debeliu se întoarce aici, Bordeanu! Avem noroc la faza asta. Lovește bara aici, Bordeanu. Și după bazonul lovit în spate, respinge. Cât bulan aici, Bogarde! Nu! De ce ești tu acolo? De ce ești tu acolo? Ce gafă face Bazunu? Blochează Bazunu, Bogar de șuturi și Bazunu iese aiurea după aia. Nu înțeleg aici cum am putut să pierdem duelul la cap. Aici am blocat șuturi. Depășit aici Justin C, destul de ușor și sigur o să ne reduce din diferență. Începem perfect, după primim gol la primul atac al CFR-ului. Asta e rapidulețul, tată. Da, nu sunt atent aici. Ce bine plecase acolo, așa, să Ricky nu găsește pas. Hai, Rashad. Deci un Botariu excelent. Noi recuperăm aici, excelent. Baker scoate la margine pentru Justin. Hai în fața porții. Prea în portar această centrare. Era greu ca noi să finalizăm acolo. Deac pentru Sigur Ionson. Debeliu. Roagă pentru Borreanu. Scoate la margine pentru Costache. Borreanu din nou pentru Costache. Costache fața porții.
Singur, sigur, el la 11 metri Bordeanu trimite aici foarte relaxat cu stângul, însă nu prinde poarta. Avem Bulan. CFR-ul putea să egaleze aici destul de simplu. Destul de simplu CFR-ul putea să facă 2-2. Pentru că apărarea noastră este penibilă. Blochează aici Pașcanu pasa asta de Deliu. Poate la mai multe pentru sigur nu sunt. Rămâne mingea la CFR de acolo pentru Deliu. Hai să-i pasăm, hai să-i scoatem. Iese CFR-ul la un pressing. Nu! Urdeanu pentru Sigur Ionson. Sigur Ionson pasează greșit aici. Dar și noi pasăm din nou greșit. Ștefan pentru Costache Rodriguez. Bordeanu din nou Costache Rodriguez. Mai departe pentru Bebeliu. Deac! Prinde de zonă. Greșim pase simple pe construcție și ce intră aici? Ce intră aici? Foarte agresiv e cei de la CFR. Nu prea mai reușim să ieșim din defensivă. Vine Justin aici și primește. Îl găsește pe Sefer. Excelentă preluarea lui Sefer. Găsește pasa asta pentru Alb. Albul mai departe. Baker pentru Ricky. Revine Baker. Și! 3-1 Baker. Bravo, tată. Da, CFR-ul foarte, foarte agresiv. Ne pune probleme, dar odată ce scoți prima linie de pressing, după e totul floare la ureche. Baker marchează, cred că, primul gol în acest sezon pentru noi. Da, ne facem meciul ușor, cei de CFR-ul putea să egaleze la 2 și altfel puteau sta lucrurile. Aici reușim să marcăm golul în 3 înainte de pauză. Hai să nu primim iar golul 2 la ultima fază, cum am făcut-o meciul trecut. Rodriguez. Nu, Bordeanu, pardon, pentru Costache, reușim să recuperăm. Sefer joacă aici în loc de linie și nu ne mai lasă nesimțitul ăsta fluieră imediat. 3-1 la pauză, ne-am făcut meci ușor pentru că am marcat noi la primele faze. După CFR-ul revine joc și putea să ne egaleze, însă am avut noroc, am avut Bulan. Și Bulan o facem noi 3-1. Costache joacă aici pentru Debeliu. Merge pentru Ștefan, Bordeanu. Bordeanu, Mino. Debeliu. Costache. Ștefan. Celerează Ștefan și trece de Sefer. Centrează. Atent cu Ghiță. Ce gafă ia să facem aici. Iese bine până la urmă. Hai, Rareș, tată. Hai, Rareș. Bani, asta e excelent aici. Și recuperează Fofana. Sigur, eu sunt Fofana din nou. Pasează aici pentru... ce șut încercă Deac. Caută videoul aici Deac, să nu-l prinde. Din nou agresivi cei de la CFR. Și din nou îi scoatem. A lichitat. Spate la margine, Ricky pentru Gindo, Rare și Lie, mai departe pentru Rashad, Rashad! Hai, 4-1 și se închide meciul. Am dat cu cărți din nou aici la colțul lung. Înălțare slab. Foiling them effectively. Da, Gindo.
Rares. Da, aici pe tine. Este direct că e foarte obosit. Hai să încercăm cu partea de ce nu. Well, not the best effort we've ever seen. Well, I think it's fair to say he won't be taking the next one. Asta e momentul 60. Trebuie să evităm să nu mai primim gol. Asta e cel mai important aspect care trebuie să-l îmbunătățim, să nu mai primim gol acum. Orice gol îi poate readuce din nou aici pe cea de la Cefale. Tahiri pentru Debeliu, scoate Debeliu aici pentru Deac. Nu Deac! Nu știu că urmă faza și fraza și se încheie această fază cu gol pentru CFR. A foarte, foarte frumos de scoate aici CFR-ul. Pas, 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 rămâne Deac singur acolo fața porții. 3-2 până la urmă. Și se încinge din nou meciul. Accepta să vină de aici Tahiri din prima cu călcâie. Din nou 3-2. În păcate nu reușim să menținem avansul de 2 goluri. Ghindo o scoate la margine pentru Rare și Fofana. Revine mingea la Rare și Fofana! Nu, că de pentru 4-2. Nu mai dau cucuri de data asta. A fost frică să nu mai cucuri. O mai dai frate cucuri. Dai șut normal și trebuie să fie gol. Hai cum să ratezi din poziția aia Fofana. Ne liniștim din nou. Foarte bun e un duel aici între Rare și Fofana. Se descurcă bine Rare și acolo în duelul la unul cu adversar. Ne liniștim din nou. Ștefan, Edru Tahir. Costache. Reșește Costache aici, de fapt nu Costache, da, Albu, trece Albu aici. Pai Rareș. Excelentă pasă asta, Rareș. Vine Ghindo la învăluire, hai în fața porții. Era greu, era un unghi foarte... Oh, ce gafă face Bălgrădean! Haide băi Fofana, ce gafă a făcut aici Bălgrădeană să nu făcută. Își face Fofana mingea în centru și din nou cu cărb la colțul lung, din nou nu intră, ce crezi? Tot insist cu acest cărb. Hai Bovarde, cu ce doare bună. Joacă lungă Bălgrădean aici. Câștigă de Beleu duelul la cap. Tahiri pentru Costache. Întoarce Costache pentru Ștefan. Suntem descoperiți aici în banda dreaptă. Atent acolo Ghiță. Da, excelentat. Așează Ghiță, excelent pas aici pentru Mazzone. Ce pressing. Pressing din nou agresiv făcut de CFR Cluj. Ia de mult. O, lung pe atacanți bazunele, nu afară terenului. Hai bine că am ieșit din pressing-ul ăla mai bine decât să facem frunul făcut mai bine așa. E deja în minutul 80. Trebuie să ținem de scor clar în acest moment. Pașcanu. Asta zice pentru Fofana. Joacă în diagonală Fofana aici pentru Costache. Preia Costache. Centrează Costache Ghiță. Nu știu ce Ghiță se răspunde acolo, cred că a joacă de grima pentru Sefa. Și putem să-i desfacem din nou Fofana. Pasează Fofana pe un spațiu liber, Rare și blocat aici. Vrea să dau drumul mai repede. A ținut pic cam mult de minge acolo. Ștefan. Pentru Tahiri, joacă în Costache. Costache. Ciubotariu joacă din prima aici, ies bine pe atac, dezvoltă bine atacul ăsta, CFR-ul, Ștefan, DBU,
Mă vorba pentru Carnat. Carnat pentru Deac, că blochează Ghiță. Dar bun nu s-a făcut meciul de Ghiță astăzi. Bună pasă asta mai departe. Hai să ferică, tată. Las-o. Hai să ferică. Haide, bă, m-am jucat aici, Dă-i, bă, gol, bă, stai să te distrezi. Dacă era 2-2. Ne luăm pastilele de inimă, practic. Ne luăm ceea ce doza recomandată de medic. Două victorii cu City și cu CFR Cluj. Și revenarea este completă. Ne revenim complet după o lună neagră, o lună în care am suferit foarte, foarte tare, atât în Champions League cât și în Liga 1. Ne revenim astăzi, da. Ne revenim și în acest moment cred eu că arătăm foarte, 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 foarte bine. Foarte bine. Da, revenim acolo sus. Suntem pe locul 2 la egalitate de puncte cu Gaz Metan Media și echipa care ne-a rupt genul, practic, meciul trecut. Episodul trecut, pardon. A râs de noi Gaz Metan 5-2. Dar am revenit acolo, suntem la egalitate de puncte cu ei și cu CFR Cluj, Mioveniu, 18 puncte, oh, trebuie să-i luăm în serios pe Mioveni. Pare că au un sezon foarte bun cei de la Mioveni. Completează play-off-ul FCU Craiova și FCSB. Mai 4 puncte între primul loc și locul 6 în acest moment. Foarte, foarte strâns clasamentul acolo sus. Foarte, foarte echilibrat clasamentul în acest moment. Am avut o pauză destul de lunguță aici până la meciul cu Mioveni. E bine că am revenit un pic din punct de vedere fizic pentru că eram un pic obosiți. Vreau să văd câte zile vom avea diferență. Pare că Marin se chinuie la Miami. Nu se descurcă foarte, foarte bine. Vârhoveț, hai mă să-l dăm un împrumut. Ecocu, dă-te mă știu împrumut, 2 ani. 2 copii de la Academie care nu prea... nu putem să jucăm meciul ăsta cu titularii. Vom avea la numai 3 zile meci cu Napoli în Champions League. 2 zile, de fapt. Imposibil. Imposibil să jucăm cu titularii acest meci. Nici o problemă. Apelăm la rezerve. Rezerve care arată, zic eu, bine. Ar trebui să nu avem probleme cu Mioveni. Mioveni 5-4-1. Da. 5-4-1. Un sistem defensiv. Un sistem care, clar, Mioveniu va încerca să blocheze toate spațiile. Probabil vom avea probleme să-i desfacem, dar trebuie să-i atragem cât mai sus, trebuie să-i facem să iasă la joc și să lase spații în spate acolo. Mergem la Mioveni cu un moral excelent, cu un moral perfect, două victorii superbe obținute ultimele două săptămâni. Hai să terminăm episodul ăsta cum trebuie, să terminăm cu o nouă victorie. Mai ales că Mioveni ne poate pune probleme foarte mari, chiar dacă Mioveni în acest moment se află destul de sus în clasament, cred eu că și cu rezervele ar trebui să ne descurcăm. Haide, Fofana aici se întorseze cu fața în serie blocat pe Mioveni. Șerban, în centru pentru Vereș, Masar, mai departe pentru Țierca, scoate la margine pentru Buziuc, Oancea. Întoarce aici pentru Buziuc. Ei, șelă Bogard aici, în prevenție bună. Și putem pleca pe spate, nu? Ește Ture. Haide, cu centrare bună acolo, greșim însă centrare. Caramoc! Caramoco Dembele! Golațu! Ce gol marchează Dembele aici?
Acum își arată calitatea de ce a fost adus. Recuperează excelent aici Baker, cred că. Și ce șut prinde de Dumnezeu. Superb șutul. Intră cu cărf, colțul lung, vincul curat. E primul gol pentru Dembele? Nu, al doilea gol pentru Karamoko. Credeam că e primul în acest sezon. Începem bine și meciul ăsta. 1-0 în minutul 10. Țiep ca pentru Vereș. Scoate aici în diagonală Vereș. Ce pasă bună pentru Șerban. Iese din zvroața de pedeapsă Șerban aici. Asta e pentru Vereș. Excelent. Ce? Haide, că am apărat. Reușim să recuperăm. Beri joacă aici pentru Michel Agu. Primește Amaya. Între centru. Fofana. Karamoko. Găsește pasă aici pentru Fofana. Ture. Hai mă, Ture, dă-i drumul mai repede. Karamoko pasă greșit aici, însă Karamoko n-a curs așa cum mi-aș fi dorit eu acest atac. Pasă lungă aici în băr. Se folosește de corpul la această fază și recuperează Baker pentru Amaya. Trebuie să fie pasă asta pentru Dembele. Fofana. Pasează repede aici pentru Dembele. Da! Fofana! Lucat aici. Treia să încerc o pasă. Se despistăse la un moment dat să după a revenit fundașul și a blocat. Țierca. O, ce bună diagonală asta. Buziuc. Întoarce aici pentru Oancea. Țierc. Găsește mingea asta, pasă bună aici în centru pentru Vereș. Întoarce la Țierca. Buziuc, rolul e Oancea aici, să centrarea este pe spatele porții. Sincer, nu-i simt pe cei de la Moldova că ar putea să ne pună probleme. Dar trebuie să căutăm să ne marcăm. Pentru că doar 1-0 în acolo de față și 1-0 în mai. Hai te bă, pasă greșit aici. 1-0 nu este suficient, oricând putem fi surprinși. Iacob. Joacă din nou lung Iacob aici în bandă. Tent însă Justin recuperează cop. Michel Agu pentru Baker, primește Amaya. Ture pasează aici pentru Fofana, vine Dembele și ajută și el. Ce bine blochează Șerbănică aici. Nu, Șerbănică accelerează Șerbănică aici. Almost at half time, it's going the way of the visitors as things stand. Stuart, what have you made of what you've seen? Well, it's been a tight game so far, but they've just had that little bit more quality Masaro, on the ball, particularly in midfield, where they've just started to take control. They'll be fairly happy going at half time, stays like this. Pentru Amaya. Avem ceva spații de data asta, hai să profităm. Da, dă-i-o! Fofana! Blochează Popescu aici. Bine a pus atacul aici. Am reușit să găsim și pasa decisivă. Însă... Oh, ce trecere are Dembele aici! Dembele! De data asta nu a primit partea. Păcat de trecerea aia. Cât de bine a trecut acolo de adversar Karamoko. Însă finalizarea aici... Nu s-a dus foarte departe, dar a lovit-o un pic prea în exterior. N-a luat nici efectul dorit această minge și s-a dus pe lângă. Recuperează aici Țierca, Vereș. Din nou Țierca. Da, bine, aici băgă piciorul, dar sare bine tot aici Iacob. În centru pentru Țierca, hai Agu. Ajungem deja la Vereș, Masaru! Exact ce spuneam, suntem penibili.
Sunt de Danilo, primi un gol la ultima fază, în prima repriză. Erau 10 secunde. Scoatem aici primul șut, însă după Justin doarme. Ce bine scoate el la zonă. Justin doarme, vine băiatul ăla și marchează cu partea lor. Penibil, penibil, tati. Ziceam că simt Mioveniu slăbuță. Dar dacă nu marchezi în fața lor, îți poate pune probleme. Orice echipă îți poate pune probleme. Dacă tu te distrezi, ei la mișto, ei au o ocazie și marchează. Ne-au nevoie de foarte multe ocazii. Oancea, în lung de linie pentru Buziuc, în centru pentru Țierca. Din nou diagonală pentru Șerban. Se întoarce Șerban și pasează pentru Șerbănică. Vereș. Șerban. Deci Șerban aici. Șerban în fața porții. Prinde la zonă. Găsește Caramoc cu pasa asta pentru Fofana. Îi primește Dembele. Scoate la margine pentru Justin. Hai pe Baradoa, hai pe Baradoa, hai pe Baradoa! Doamne, câte slab primite ture. Poziție bună aici. Recuperăm. Da, hai Maia. Baker pentru Mikel. Dembele. Hei, hei! Nu, nu pasă simplă. Țierca întoarce aici pentru Balaur. Oanci. Țierca. Buziuc accelerează în bandă. Massaro. Massaro. Reșim să respingem. Plecăm pe contra aici a Fofana. Se întoarce Fofana cu fața, însă e foarte, foarte lent. Amaia a ajutat în bandă de Ghindo. Se întoarce Ghindo pentru Baker. La Bakery cu tine, prietene, la brutărie cu tine. Lege Buziuc aici, Massaro găsește pasa asta pentru Sano. Atent acolo, recuperăm și... Massaro. Facem două meciuri excelente, după suntem penibili. Dembele. Amaia, mai departe, Ture. Reșită pasă asta aici, Ghindo. Cum bă, nu reușim pase simple. Dar reușim să recuperăm acum. Hai să vedem dacă... În sfârșit, creionăm și noi un atac cum trebuie. Aaa, nu pot să cred, Ture, am văzut un poartă aici prost. Nu pot să cred, n-a prins poarta din poziția aia. Și deja este minutul 75 și noi nu am marcat golul lui. Inside the final 15 minutes. And the emphasis is on creativity. Ghindo. Caramoc. He's foiled them on his own. Am reușit acolo să-l depășim pe Burnea. Șerbănică. Doamne, ce echipă facem egal aici, nu?
Știți cu ce FR Cluj și cu Man City și face gol cu Rezonat, face gol. Fofana a luat aici pentru va Black. Hai tu de ta. Să știm cum vreau să ne fie rușit. Să ne fie rușine. Stai să te chinui cu Juventus. Să ne fie rușine. E bine că reușim să marcăm totuși. Pe contraatac, bineînțeles, că altfel ne putea avea șanse să-i deschidem pe cei de la Juventus. Buziuc. La excelent, Agu recuperează. Hai Baker, scoate la margine. Dembele în centru pentru Ture. Primește Fofana. Paramoco. Nu Fofana. Câte chinuială în meciul ăsta. Câte pase greșite, incredibil. Hai, mai avem timp de un contraatac. Imposibil să câștigăm în gol. Bine că reușim să ne impunem, bine că reușim, rușinos ce vrem să câștigăm acest meci. Chinuit. Acum, importante sunt cele trei puncte. Important e victoria. O victorie foarte, foarte grea obținută, foarte greu obținută cele trei puncte. E bine că terminăm episodul până la urmă cu o victorie. Ar fi fost penibil din partea noastră să câștigi cu City, câștigi cu CFR Cluj și să te încurci cu Mioveni. Ar fi fost o situație dezastru pentru noi. Chiar dacă Mioveni, da, spuneam, sunt destul de bine în acest sezon. Stă acolo sus în clasament. E bine, răsuflăm ușurați după acest episod. Reușim să câștigăm un meci foarte, foarte important, pentru că de acolo am construit absolut tot, de la meciul cu City. E bine, în acest moment e foarte complicată grupa asta. Jucăm un nou meci pe teren propriu, jucăm cu Napoli, vom avea o dublă cu Napoli acum. E foarte important să nu pierdem în dubla asta cu Napoli. Da, vom avea dublă cu Napoli. Foarte important să nu pierdem, foarte important să reușim să scoatem 4 puncte. Dacă scoatem 4 puncte de la dubla asta, cred eu că putem să ne gândim la primăvara europeană. Terminăm luna septembrie, luna neagră, cu o victorie cu Man City, o victorie incredibilă obținută în Giulești. 4-2 ne impunem și cu CFR Cluj și 2-1 la Mioveni. Un episod foarte, foarte greu, dar îl scoatem cu bine la capăt. Reușim 3 victorii din cele 3 meciuri și ne revenim practic. Încheiem aici, prieteni, episodul de astăzi. Mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, vă am bubat!